Jurnalele RTT. Știri la fix. S-au dus vremurile când stăteai la coadă cu orele doar pentru a-ți depune CV-ul. Acum patronii se bat pentru un angajat bun și cu greu găsesc personal calificat. La bursa locurilor de muncă organizată la Casa Armatei, prea puțini brașoveni s-au arătat dispuși să se angajeze, deși au fost puse la bătaie peste 2000 de locuri de muncă. Față de anii trecuți, când cozile se întindeau pe sute de metri, doar câteva zeci de persoane au așteptat azi dimineața să discute cu angajatorii. Numărul mare de brașoveni plecați în afara țării, șomerii tot mai puțini și tot mai fără studii și celelalte târguri de joburi organizate în această perioadă au făcut ca la bursa locurilor de muncă organizată de AJOFM Brașov să se prezinte doar câteva zeci de doritori. Asta deși în județ sunt disponibile peste 2100 de locuri de muncă, dintre care 136 pentru cei cu studii superioare. Majoritatea angajatorilor spun că Brașovul se confruntă încă cu o criză a locurilor de muncă, mai ales în domeniul tehnic și Horeca. Momentan recrutez pentru un grup mai mare de firme, pe partea de bucătărie și pe partea de producție. Dificultăți avem mai mult pe partea de producție, aș putea spune. Găsim foarte mulți care doresc să fie manageri sau economiști sau ingineri, dar foarte puțini care vor să lucreze efectiv în producție. Acest domn spune că societatea la care lucrează oferă angajaților pachete salariale motivante, plătește orele suplimentare dublu, oferă și sporul de noapte de 25%. În plus, acordă bonuri de masă de 15 lei pe zi, transport asigurat, abonament medical și chiar școlarizare și calificare la locul de muncă. Chiar și așa, nu-și găsește personal. Avem mai multe posturi pentru această bursă, mai mult pe partea de producție și anume sudori, operatori CNC, operatori MUSA, utilaje și muncitori necalificați. Cele mai mari provocări le avem pe partea de schimburi, oamenii își doresc, dacă se poate, să lucreze doar schimbul întâi. La partea financiară, cu foarte mulți nici nu mai ajungem să discutăm, pentru că ei doresc să aibă un job foarte ușor, plătit bine și să fie cât mai aproape de casă. Există, din păcate, în ultimul timp, mai ales pe partea de angajați necalificați, o reticență în a lucra într-un program, într-un ritm și în cerințele angajatorului. De cealaltă parte, cei care sunt în căutarea unui loc de muncă se plâng de salariile mici, de condițiile de lucru sau de program. Domnul Mihai este șomer de un an și spune că, în ciuda experienței de peste 30 de ani în logistică și transporturi, nu găsește o ofertă corespunzătoare pregătirii și experienței sale. Nu cred că sunt deficiențe în ceea ce vor angajatorii. Normal că fiecare își face socotea acasă, la firmă, cât poți să ofere, câtă muncă și cât profit. Cam despre asta e vorba, nu? Cam despre asta e vorba. Oricum, e vorba numai de cât profit va avea de pe urma muncii tale. Și această tânără absolventă a Facultății de Științe Economice este în căutarea unui loc de muncă. După ce a dat o tură pe la mai multe standuri, speră să găsească ceva pe placul său. Am experiență în domeniul turismului, dar nu pe postul pe care îl caut. Am experiență în recepție, momentan. Problema cea mai mare este, cel puțin în domeniul în care îmi caut eu, nu există șanse de avansare sau cel puțin pe partea de recepție nu prea pot să avansez. Aici caut o firmă mai mare unde să pot să încep de jos. Alții se plâng că, deși știu o meserie, nu au și o diplomă care să ateste acest lucru. De aceea nu pot să-și deschidă un PFA sau o întreprindere individuală. Am venit la acest târg de joburi să găsesc o firmă care organizează cursuri de tricotat manual. Sunt pensionară, până mă uit la televizor, croșetez o căciuliță, un pulovăraș. Croșetez trandafiraș pentru fetițe extraordinar de frumoși. Nu pot să-i vând nicăieri pentru că nu mi se permite. Neavând persoană fizică autorizată, trebuie să fiu calificată în tricotaj manual. Cu ofertă de locuri de muncă au venit și reprezentanții Centrului Militar Zonal. Domnii și doamnele aflate în căutarea unui loc de muncă se pot angaja și în armată, mai ales că vârsta până la care se acceptă noi angajați este acum de 50 de ani. Postul de soldat gradat profesionist. Ne adresăm atât bărbaților cât și femeilor, mergând pe segment de vârstă între 18 și 50 de ani, ca și nivel de studii minim 10 clase. Sunt trei etape de parcurs, întocmirea dosarului, parcurgerea probei de selecție specifice Ministerului Apărării și, în final, repartizarea funcție de punctaj obținut în urma celor două etape anterioare. Statul încearcă să ofere cât mai multe facilități angajatorilor. Cei care angajează absolvenți, persoane cu handicap sau șomeri cu vârsta de până la 45 de ani primesc, timp de 12 luni, o sumă de 900 de lei.
În vederea stimulării forței de muncă, există posibilitatea ca orice angajator să vină să aibă o relație de colaborare împreună cu Agenția Județeană de Ocupare, astfel angajatorii care doresc să angajeze tineri, absolvenți, persoane care sunt cu handicap, persoane care sunt cu risc de marginalizare socială, persoane care sunt unici întreținători de familii parentale, persoanele care sunt peste 45 de ani, persoane care mai au 5 ani până la pensie, în condițiile în care realizează raporturi de muncă cu aceste persoane, pe o perioadă de 12 luni va primi angajatorul 900 de lei. La nivelul județului Brașov sunt înregistrate 9.124 de persoane aflate în căutarea unui loc de muncă. Doar 1.351 dintre acestea mai primesc indemnizația de șomaj. Majoritatea șomerilor sunt persoane cu vârsta de peste 45 de ani, care domiciliază în mediul rural și nu au nici măcar studii medii. Știați că violența domestică determină incapacitate temporară de muncă într-o măsură mai mare decât accidentele rutiere sau bolile infecțioase? Legislația în domeniu este în continuă schimbare și protejează victima. Agresorul poate rămâne acum fără locuință și poate chiar face pușcărie dacă nu respectă ordinul de protecție emis de instanță. Astfel de informații au fost oferite de autorități persoanelor aflate în situații de risc în cadrul programului Săptămâna Prevenirii Criminalității, care a avut loc la Căminul pentru Persoane Vârstnice Brașov. Polițiștii de la Biroul de Analiză și Prevenirea Criminalității împreună cu specialiști de la Centrul pentru Prevenirea și Combaterea Violenței în Familie Brașov din cadrul Bisericii Reformate Casa Speranței s-au întâlnit joi cu vârstnicii care frecventează Academia Seniorilor, dar și cu alte persoane expuse riscului de violență în familie. Doamnele prezente la întâlnire au aflat care sunt modalitățile de prevenție și de intervenție în cazurile de violență în familie. Acțiunea de astăzi face parte din un periplu de mai multe acțiuni pe care le avem în cadrul Academiei Seniorilor, ce se desfășoară în cadrul Centrului de Zi de Socializare și Petrecerea Timpului Liber Tip Club din cadrul DSS. Și aceste acțiuni noi le facem cu beneficiarii noștri și în folosul dumnealor. Dorim să-i conștientizăm cu privire la diverse aspecte ale vieții de zi cu zi. Din păcate, sprijinul nu mai poate veni dacă victimele se răzgândesc și își retrag plângerile de la poliție, așa cum se întâmplă de multe ori. În momentul în care plângerea este depusă, și mă refer aici la plângere scrisă, este depusă la unitatea de poliție, încep evident cercetările în cazul respectiv. Din păcate, trebuie să spunem, există victime care se răzgândesc și nu după multă vreme retrag plângerea, iar noi nu mai putem continua cercetările. Legea pentru prevenirea și combaterea violenței în familie a fost de foarte multe ori modificată și actualizată. În prezent există posibilitatea emiterii unui ordin de protecție care dă victimei dreptul de a cere îndepărtarea agresorului chiar și din domiciliul conjugal, cu toate că este proprietar. Ordinul poate să prevadă și interzicerea apropierii de victimă pe o distanță de câteva sute de metri de domiciliul, școala sau locul de muncă al victimei. Este bine că dacă s-a emis un ordin de protecție să aibă această hotărâre judecătorească în permanență asupra ei, femeia, și la locul de muncă și pe stradă în poșetă o sentință judecătorească în cape și imediat să sune la 112, pentru că în acel moment există nerespectarea acestei hotărâri judecătorești și poate să fie condamnat cel care a săvârșit o asemenea faptă. Mii de persoane victime ale violenței domestice au ajuns numai în centrul special înființat în urmă cu 14 ani din cadrul Bisericii Reformate Casa Speranței. Din păcate, numărul agresiunilor rămâne ridicat. Noi observăm că se agravează situațiile în care persoanele ne caută. S-au schimbat puțin lucrurile în momentul în care au apărut aspecte noi ale legislației, dar nu putem să constatăm o mărire semnificativă a persoanelor care ne apelează. Numărul oamenilor, femeilor în special, care ne caută rămâne relativ constant. Întâlnirea a fost una interesantă și foarte utilă, consideră beneficiarii din cadrul programului Academiei Seniorilor. Ce mi se pare foarte, foarte bine e că se aplică. Deci nu aștept să mai aduci martor, să fi fost cineva acasă, se cam întâmplă în intimitate, nu cu mărturie. Că se poate seziza din oficiu. Partea negativă este că doamnele se mai răzgândesc, adică se împacă, să nu-i facă rău, să, nu știu, de frică, de... Poate îl iubește, deși e tiran. Și asta e partea negativă, că dacă nu duci treaba până la capăt, degeaba ai început-o. Astăzi a venit cu ceva nou.
referitor la violența în familie, referitor la ceea ce fac doamnele de la acest centru sau cum se numesc așa. Uite, n-am știut. Bine, acum nu mai este cazul nostru, că noi am trecut prin viață, dar e bine de învățat, transmitem mai departe. Violența în familie reprezintă orice formă de agresiune fizică, psihică, emoțională, sexuală și economică săvârșită cu intenție de un membru al familiei împotriva altui membru al aceleiași familii. Din păcate, statisticile arată că în 50% din cazurile în care bărbații își abuzează partenerele, sunt de asemenea abuzați și copiii. Orice caz de violență se poate raporta la numărul de urgență 112. Încălzirea vremii a adus și primele cazuri de infestare cu căpușe la Brașov, astfel că municipalitatea va demara o campanie de deparatizare. Acțiunea va începe de luni, dacă vremea va permite acest lucru. La sediul primăriei municipiului au ajuns în ultimele zile zeci de sesizări de la brașoveni cu privire la apariția căpușelor în zonele verzi. Avem o serie de înscrisuri, dar și mail-uri prin care ni se aduce la cunoștință că în zonele verzi din municipiul Brașov au apărut căpușele, context în care suntem pregătiți, vom lua măsuri săptămâna viitoare, imediat după ce această vreme se va termina respectiv de ploaie și vom trece la deparazitare împotriva căpușelor. Este o acțiune care o facem în fiecare an, într-adevăr în acest an a venit un pic mai devreme. Se va acționa cu prioritate pe suprafețele aparținând domeniului public și privat al Brașovului, în parcuri, la locurile de joacă pentru copii, în curțile școlilor și ale grădinițelor. Acțiunea se va extinde apoi în zonele de agrement, cum ar fi Pietrele lui Solomon, Lacul Dinoa sau zona la Iepure. Ochelarii care te îmbată au fost testați de șaguniști. Lentilele simulează starea de beție, pericolul numărul 1 la volan. Experimentul a fost partea unei campanii prin care piloții de raliu, polițiști și angajați ISU vor să le arate tinerilor ce implicații au teribilismul la volan, alcoolul sau drogurile. Imagine clare, distorsionate, cu spațiul din jur care se învârte continuu. Sunt senzațiile provocate de ochelarii speciali care arată în ce mod se schimbă realitatea atunci când consumi alcool în exces sau droguri. Iată ce spun șaguniștii după ce i-au testat. Am văzut ce înseamnă să fii sub acel exces de alcool, de pentru că am simțit în momentul eram foarte confuz, pentru că nu știam unde se află persoanele din jur, adică nu înțelegeam concret unde se află persoanele din jur. Și vedeam că era un pic mai sus decât erau de obicei, pur și simplu luam un reper și în funcție de mână, e foarte, foarte greu. Ce simți? Da, neclar totul. Ai avea curaj să mergi? Nu. Lucrurile sunt mult mai grave când așa ceva se întâmplă la volan, pentru că șoferii responsabili țin morții să conducă cu alcoolemii record sau după ce au consumat droguri. Reflexele scad cu cât alcoolul în sânge crește, iar uneori o secundă face diferența între viață și moarte. Consecințele le-au fost ilustrate elevilor prin mai multe clipuri sau știri cu accidente din țară, din care au rezultat tragedii înfiorătoare. Lecția pentru elevi a fost simplă. Să evite cele trei mari pericole, alcoolul, drogurile și teribilismul. Dorința de a se legitima în fața colegilor, al anturajului, de a fi mai cool, mai șmecher, mai determină să accepte astfel de riscuri pe principiul că lor nu se poate întâmpla. Ori, din păcate, statistica spune că nu s-au lucrat fix așa. Piloții au povestit despre accidente cauzate prin nerespectarea regulilor de bază în trafic și au sintetizat sfaturile care le pot salva viața. Folosiți centura de siguranță, să de bicicletă, puneți-vă cască, fiți mai atenți, gândiți pentru ceilalți, principiul jocului de șah, gândesc și pentru alții, gândesc în avans, două, trei mișcări. Dar asta vin cu o formă de înțelepciune. Chiar dacă vorbim de oameni tineri, le-am rugat să fie înțeles, pentru că înțelepciunea te ferește de foarte multe lucruri. Experimentul i-a marcat pe șaguniști. Te-a făcut să te gândești la efectele drogurilor, alcoolului. Filmulețele de obicei au fost de impact. Cred că e mai mult decât necesar să fie în școli mai multe astfel de prezentări, pentru că suntem conștienți într-o oarecare măsură de pericolele care există în viața de zi cu zi, însă o astfel de prezentare îți arată realitatea concretă, te trezește. Chiar am avut multe lucruri de învățat, mai ales că eu mă pregătesc să mă înscriu la școala de șoferi. Ce ai înțeles? Care e principalul mesaj pe care l-ai înțeles din toată prezentarea? Să nu consumi diferite substanțe, preferabil niciodată, dar mai ales când trebuie să conduci,
și să ai mare grijă să nu distrugi viața cuiva. Prezentarea a fost făcută în cadrul programului Săptămâna Prevenirii Criminalității. Tema abordată, be cool la volan, considerăm că este cât se poate de potrivită. Poți fi cool și respectând legislația în vigoare și respectându-i pe ceilalți participanți la trafic, evitând teribilismul. Astfel de acțiuni vor mai avea loc și în alte școli din Brașov pe parcursul săptămânii viitoare. Lecție cutremurătoare despre curaj în situații limită la Muzeul Civilizației Urbane a Brașovului. O veți afla vizitând expoziția Samaritenii din Marcova, povestea polonezilor care au salvat evrei în timpul celui de-al doilea război mondial. Este destinul familiei Ulma, care a plătit cu viața încercând să protejeze 4 evrei în timpul ocupației naziste din Polonia. Fotografii, documente din timpul celui de-al doilea război mondial, scrisori și puțină istorie, pe toate le veți găsi în noua expoziție Samaritenii din Marcova. Adusă la Brașov de Institutul Polonez, expoziția este dedicată familiei Ulma, care a sfârșit tragic. Această istorie este tragică pentru că Iosef și Victoria au decis să ascundă 4 evrei în timpul celui de-al doilea război mondial. Dar, în martie 1944, germanii au intrat în ferma lor pentru că aflaseră că aici erau ascunși evrei și i-au omorât nu doar pe aceștia, ci și pe Iosef, Victoria și cei 6 copii. Victoria era pe atunci însărcinată. Tragedii care acum par îndepărtate au fost trăite de mii de persoane în Polonia din acea vreme. În ciuda riscului enorm la care s-au expus, au ascuns evrei și i-au salvat de la groaznica moarte care li se pregătea în lagărele naziste. Ceea ce a putut crea ideologia fascistă a cutremurat și trebuie să cutremure întotdeauna întreaga omenire, pentru că a se repeta niște lucruri asemănătoare înseamnă a ne autodistruge cu cea mai mare siguranță. Soarta familiei Ulma, căreia este dedicată expoziția Samaritenii din Marcova, este reprezentativă pentru soarta mii de alți polonezi care în timpul celui de-al doilea război mondial au făcut gestul eroic de a-i salva pe semenilor evrei. Samaritenii sunt cei care ajută pe aproapele, pe cei care se află în necaz, cel bolnav, cel neajutorat. Și poate că acum, în preajma Paștelui, acest lucru trebuie să ne preocupe. Expoziția poate fi vizitată până în 14 mai. Poliția locală a ieșit la vânătoare de chiulangii. De aventurile elevilor în timpul în care ar fi trebuit să fie la ore vor afla și părinții, care vor trebui să plătească și eventual amendă. Asta în cazul în care nu vor ajunge să presteze muncă în folosul comunității. În ultimele două luni, polițiștii locale au dat 5 astfel de amenzi. Vânătoarea de elevi chiulangii se va face la cererea expresă a directorilor de școli, care s-au plâns deja oamenilor legii că elevii lipsesc de la cursuri. Joi, polițiștii locali împreună cu reprezentanții Centrului Regional de Prevenire, Evaluare și Consiliere Antidrog Brașov au făcut o razie prin centrul istoric al Brașovului, zonă plină de terase și localuri care îi atrag pe adolescenți. Nu au aplicat amenzi, ci doar le-au spus acestora ce riscă dacă nu merg la ore. Elevii au primit de asemenea informații despre riscurile unor obiceiuri nocive precum fumatul sau consumul de alcool. A fost prima acțiune, dar nu și ultima. Pot să le spun chiulangiilor, copiilor chiulangii, că la cererea directorilor de școală, polițiștii locali îi pot amenda pe părinți sau pe tutori. Așa că trebuie să aibă grijă să meargă la școală. În ultimele două luni, poliția locală a aplicat deja sancțiuni părinților pentru absențele înregistrate de copiilor în catalog. Amenda conform legii este între 100 și 1000 de lei pentru părinte sau tutore, sau aceștia pot desfășura muncă în folosul comunității. Următoarele acțiuni nu vor mai fi preventive și de informare, ci se vor lăsa cu amenzi. Legea privind echivalarea creditelor asistentelor medicale absolvente de post-liceală a fost aprobată. De acum, asistentele pot fi admise direct în anul 2 sau 3 de studiu la facultățile de medicină dacă promovează un examen de admitere. 60.000 de asistenți medicali din întreaga țară vor putea astfel să-și echivaleze studiile și vor putea primi la final salarii mai mari conform pregătirilor profesionale. După câțiva ani în care această ordonanță a fost dezbătută intens în comisiile Parlamentului, documentul prin care se pot echivala studiile asistentelor medicale a trecut în sfârșit de Camera Decizională Senatul. Este o veste foarte bună, ordonanța a fost votată în plenul Senatului, care este cameră decizională. Prin urmare, asistentele care au terminat post-liceală
pot să dea admitere la facultatea pentru asistente și li se vor echivala 1 sau 2 ani de studii de la post-liceală, astfel încât vor putea termina facultatea mult mai repede și vor putea accede în sistem cu salarii mult mai bune. Legea a fost realizată în sprijinul asistentelor medicale absolvente de liceu sau școală profesională care muncesc de ani buni în sistem. La momentul la care au absolvit studiile, nu se puteau pregăti mai mult de atât. În anul 2007, de exemplu, nu existau facultăți pentru asistente, existau doar școlile acestea post-liceale. Ori o asistentă care a terminat post-liceală în 2007 știa că termină forma maximă de pregătire pentru meseria ei, iar iată că acum sunt diferențe salariale foarte mari între această asistentă cu 10 ani de experiență și proaspetele absolvente de facultate. Și atunci trebuie să le dăm dreptul acestor oameni care profesează de 10 ani și sunt baza sistemului sanitar să ajungă la salariul maxim din meseria lor. În prezent, discrepanțele salariale între o asistentă medicală absolventă de post-liceală și una care abia s-a angajat, dar a terminat facultatea, sunt și de 1200 de lei. Consiliul Județean evaluează în prezent ofertele a 4 firme interesate să proiecteze suprafețele de mișcare ale aeroportului Brașov-Ghimbav. În situația în care nu vor exista contestații ale rezultatului procedurii, contractul de proiectare se va semna în a treia săptămână a lunii mai. Potrivit caietului de sarcini, termenul de predare a proiectului tehnic este de 75 de zile, după care Consiliul Județean poate demara procedurile de licitație pentru executarea lucrărilor. În paralel cu aceste demersuri, conducerea Consiliului Județean a avut 3 întâlniri cu conducerea administrației bazinale Olt pentru a urgenta demararea lucrărilor de îndiguire a pârâului Bârsa în zona aeroportului. Forul județean a preluat pe cheltuială proprie realizarea lucrărilor de deviere a canalului Beselcin pe amplasamentul aeroportului, obligatoriu pentru obținerea vizelor legale de funcționare a viitorului aeroport. În condițiile în care guvernul nu a prevăzut nici în bugetul de stat din acest an sume pentru susținerea investiției de la Brașov, Consiliul Județean a alocat în bugetul propriu o sumă de peste 47 de milioane de lei, adică peste 10 milioane de euro, pentru continuarea lucrărilor. Un studiu de fundamentare va analiza 4 variante de finalizare a investiției. Din bugete publice, cu posibilitatea înființării unei asociații de dezvoltare intercomunitară, prin constituirea unei societăți pe acțiuni care să și opereze aeroportul, realizarea unui parteneriat public-privat sau concesionarea obiectivului către un partener privat. După 2 victorii la pas, România a pierdut joi seara confruntarea cu Islanda la campionatul mondial de hockey pe gheață, divizia 2-a, grupa A, care se desfășoară la Galați. Cu un portar aflat în zi mare, islandezii i-au învins pe hocheiștii antrenați de tehnicianul Corona Wolves, Martin Lacroix, cu scorul de 2-0. Șansele tricolorilor de a promova în eșalonul superior s-au diminuat astfel considerabil și depind în bună măsură de ceea ce se va întâmpla în celelalte partide. România trebuie să câștige neapărat următoarele 2 confruntări și speră ca Islanda să fie învinsă măcar în prelungiri de unul din celelalte loturi aflate în competiție. Patru handbaliste de la Corona se vor afla săptămâna viitoare cu lotul național la Bistrița. Portarul Denisa Dedu, extrema stângă Nicoleta Dincă, jucătoarea la centru Andreea Pricop și extrema dreaptă Laura Kiper efectuează, alături de colegele lor de națională, un stagiu în perioada 10-13 aprilie. Selecționerul Martin Ambros va lipsi de la acțiunea lotului, care are loc chiar între 2 manșe ale disputei Gheorghe Metz din sferturile de final ale Ligii Campionilor. La Bistrița vor fi însă prezenți Horațiu Pașca, antrenorul secund, și Nicoleta Alexandrescu, team managerul echipei naționale. Cel de-al 2-lea portar al Brașovului, Ana Maria Mârca, aflată sub culorile clubului brașovean din vara anului 2012, a semnat prelungirea pe 2 ani a contractului cu Corona Brașov.